Am văzut ce putem face în aer liber, am văzut ce putem face dacă ne place teatrul sau dacă ne plac evenimentele culturale, filmele. Ei bine, dacă nu mergem noi la teatru, vine teatrul la noi, adică la noi acasă, aici, în Segil TVR. Și ne spune despre asta Dorin Chețea, colegul nostru, care se află aici, la doi pași de noi și sper să stea și de vorbă cu noi. Bună dimineața, Dorin! Salutare, dragilor! Bună dimineața a tuturor de aici, din strada Molière, unde există încă, evident, vechiul sediu al televiziunii române. Alături de mine e tot numai muncă de la prima ora dimineții, Andraș Demeter, sau Demeter Andraș, cum e corect? Oricum doriți. Oricum este corect. Directorul casei de producție TVR, peste 30 de spectacole de teatru în această vară. Ultimele trei reprezentații în acest weekend, după cum vedeți, pe această scenă excelent amenajat. O să vă arătăm și din culise, din măruntaie. Așadar, dragă Andraș, ce ne așteaptă? Păi ne așteaptă ultimele trei reprezentații și, practic, ultimele două preluări ale două titluri foarte importante. Una din creația contemporană dramaturgică românească, Petre Barbu este autorul și spectacolul este Masa Puterilor Noastre, se joacă în seara asta ultima reprezentație. Special programate pentru perioada de început de școală, pentru că subiectul este, se învârte, este legat, strâns legat de tot ce înseamnă raportul părinți-copii în această nouă era a tehnologiei, în care nu mai știi de ce să te ocupi, de problemele de matematică foarte complexe din clasa 5-a sau de captivarea copilului de către lumea internetului. Deci nu vă spun mai mult, vă așteptăm în seara asta la ultima reprezentație, urmând ca mâine și poimâine să fie Paiațele, un text clasic de Anton Pavlovici Cehov, în interpretarea maestrului Nicolae Urs și a Victoriei Coceaș. Sâmbătă și duminică, spectacole iarăși de asemenea filmate, ca toate celelalte 5 titluri care s-au rulat în această vară, deja filmate în ultimile săptămâni. Toate vor fi și pe canalele TVR, începând din acest sezon. Din acest sezon, pentru că unele chiar trebuie să iasă în premieră până de sărbători. Acum am intrat în postproducție, care durează, e o treabă migăloasă și lungă în timp, cronofagă, dar cu siguranță ele se vor vedea pe posturile TVR, indiferent că vorbim de TVR Internațional, TVR 3 sau chiar și TVR Moldova, începând din această grilă de toamnă. O idee excelentă aceasta cu teatrul în aer liber, care aproape că a murit în România, am putea să spunem, e foarte, foarte izolată și din ea TVR-ul a făcut o chestiune care a devenit tradiție. Da. Devine, o să fie un clasic în viață, Andraș, peste niște ani, dar cu teatrul ăsta, nebunia asta ta cu teatrul în TVR, arată și foarte, foarte frumos aici, în mijlocul acestui parc. Nu e părăsit totul cum s-ar părea. Are multă utilitate a zona asta. A început să revină la viață. Da. O să, până închide Andraș geamurile, o să o luăm pe rând să vă arăt să intrăm și în culisele teatrului, dragilor, pentru că sunt multe de făcut, sunt mulți oameni entuziaști care depun eforturi. Am aflat și eu cu ocazia asta ce înseamnă o scenografie, ce înseamnă, mă rog, am mai fost aici alături de Andraș Demeter în toamna trecută la Apostolul Bologa să vorbim așa înainte de lansarea acestui faimos film. Aici sunt culisele, sunt niște foste... Dar de fapt suntem într-un fost garaj, da, care este pe cale de a se transforma într-un platou de televiziune. În această vară, acest garaj ne-a servit la depozitarea decorurilor și a tuturor elementelor, inclusiv lumină și așa mai departe, ale fiecărui spectacol. De exemplu, aici avem decorul de la Magnolii și Cianură, decorul de la Ursul, decorul de la Masa Puterilor Noastre parțial, decorul de la Paiațele. Și, practic, am transformat o clădire minunată, zic eu, care acum e puțin derăpânată, da? E aici multă, și plină de istorie, da, într-un spațiu util. Speranța noastră este ca aici să avem pe viitor un alt platou a televiziunii române care să fie capabilă a găzdui diverse spectacole de teatru. Vreau să vă arăt și un patefon, prieteni. E prima dată când pun mâna pe așa ceva. Pe ăsta de unde l-ai luat? Ăsta este decorul de la Magnolii și Cianură. Este a colegilor de la Teatru Cochet. Funcționează? Funcționează. Funcționează, da, ia să încercăm să vedem dacă scârție, am vorbit de chestia aia, dar nu cred că trebuie să mai... Nu, uite, vezi, de
înțelegi dacă îi dai drumul, numai că ar trebui să ridicăm asta prima dată. Da, e o șmecherie tehnologică. Vezi, fii atent, se rotește. Și ai pus neacu. O, da! Da, nimic nu poate înlocui, se spune, discul de vinil la capitolul, mă rog, înregistrare muzicală, nici cel mai performant și digitalizat aparat din ziua de astăzi. Are TVR-ul și așa ceva. Da, poate o să facem odată o vizită și la departamentul tehnic al TVR, care poate transforma orice filmare veche într-una digitală. Câți oameni ați lucrat? Hai să evocăm aici. Deci, foarte mulți colegi, deci îți dai seama că la înregistrare. Uite, de exemplu, acolo am numai rolele de fibră optică, da? Prin care tot sistemul de preluare, toate camerele cu sistemul de interconexie sunt legate. Asta presupune 20-30 de oameni la fiecare filmare. În condiții de normalitate de spectacol nepreluat, care de fapt reprezintă repetițiile necesare de dinaintea filmării, da? Acolo lucrăm echipa teatrelor și cu 2, 3, 4 ajutoare, depinde de complexitate, din partea TVR-ului. Dar marea majoritate a ceea ce se vede aici a fost făcută în vară, în principiu cu ajutorul oamenilor care lucrează aici în Molier, la nevoie fiind supliniți de către echipele din TVR, de către colegii mașiniști, luminiști și așa mai departe. Cărora tuturor le datorez mulțumiri pentru că a fost o vară foarte plină și foarte solicitată. Ați avut noroc și de vreme frumoasă, aveți noroc și în acest weekend. Veniți, prieteni, în strada Molier, la vechiul sediu al TVR, astăzi seară, mâine seară și poimine seară, de la 21... 20-30. La 20-30 începe spectacolul. Pe la 20 puteți să fiți pe aici, pe la ora 20, să vedeți și vechiul sediu, ghid. De ce nu? Poate să fie Demeter Andraș, prietenul matinalului și cu pregătirea, nu, directorul casei de producție al TVR. Hai România, trăiască cultura, să fie bine ca să nu fie rău, așa ca să o amestecăm cu sportul, vorba lui Gică Hagi. Ne vedem peste o oră, vorbim despre vinurile moldovenești. Vă așteptăm în grădina Molière.